Poate care au ochii albaștri, ce mai? Uite, mi-l pun pe ăsta. Paula, dă mai încet asta, să uită la live. Ai mai vrut, mă, cu mătru? Ce? Ai mai vrut cu mătru? Știi tu cu cine? Cine? Cu cine? Cu P. Cu Paul? Cu prof. Mm-hmm. Nu, dar nu vorbesc cu el, de ce? N-am întrebat doar. Cu casetofonul. Cu casetofonul ăla, cu voce răgușită. Nu, Nacea, ai, nu. Nu începe, vrei să-ți fac material. Ai, e zelos, Radule, tu mai ții la mine. Nu e adevărat. De fapt, bă, melodia minte, era de la tine pentru mine. Bă, nu mai minți, mă, să eu. Dar de ce m-ai întrebat dacă mai stau? Te-am întrebat. Bă, nu. Hai, dă din casă. Ai nevoie de impresar? Vrei un PR? Da. Radu îl puneam impresar, adevărat. Radu, dar Radu ce are? Din 5 concerte îți plătește 7. Ce ai, mă, femeie? Vrea să fie băgată și ea în seamă. Oh, iau-te. Dar ce e, Yorkshire? Ha, vorbește cu Radu. Ia zi. Bună, Radu. Mi-l dai mie? Nu, că e al lui Paul, mă omoară. Bă, dar oamenii ăștia săraci scriu aici și noi nu citim ce scriu? Da. Radu, ia, ți-ar sta bine cu Adriana. Radu și Adriana. Bă, ești cu Adriana? Că am văzut că mai multe comentarii scrie acolo. Radu și Adriana, ia zi. Zi aici, bă, dar... care este... care-i treaba? Băi, urmărește emisiunea, nu poți dau din, știi ce zic? Vă e dor și vouă de mine, mă. Da, mă, mie. Normal. A plecat o cântăreață, a venit un cântăreț. Adevărat, am văzut. Cântă bine? Bă, nu e rău la voce, să știi. E chiar e ok la voce. Dar nu te compari. Dar nu e ca mine. Nu e grad de comparație. El nu se compară cu mine, cum ar veni. Mă rog! El nu se compară cu tine. Gen un codruț, așa mai răgușit. Codruț, bagă una de jale. Mă întoarce, mă, că mă dezbrăcat duten. Păi ce ești, mă, fără tricou? Radu, i-a auzit în comentariu. Fii asumat și zi adevărul că îți place de fata asta frumoasă cântăreață. Băi, lăsați-mă în pace. Că nu vă zic nimic. Fii asumat, mă. Da, mie mi-a plăcut, mă, să ia, mă. Eu am zis mereu, dacă a fost ea fraieră, ca să nu vorbesc cu pe live-ul ei. Băi, haideți să vă zic care a fost treaba. Că vă zic acum că a ieșit. Deci n-am de ce să... Cum stați așa un pic? Stați că divulgă tot. Stați așa un pic. Că dragică. Fiți atenți. Mie mi-a plăcut de ea, ați înțeles? Ei a plăcut. Ei a plăcut. Ei a plăcut. Ei a plăcut să se joace. Și ei nu i-a plăcut de mine, ați înțeles? Și după aia tot e picam prost. Ca și cum eu nu vreau nimic cu ea și chestii de astea. Dar ea n-a vrut nimic, gata. Ți-am dat-o. Și de ce ai vorbit urât viața mea cu mine? Ai văzut că vorbeai urât cu mine. Dar nu, cât? Bă, te-am înjurat vreodată? Aaa, nu, deloc! Când? Nu mai știu. Și cât, bă, pui, da, la cât ai înjurat, cred și eu că ai uitat. Bă, păi nu mai știu, mă, nici nu știu dacă te-am înjurat vreodată, habar n-am, nu cred. Scuze, acum da, mă, ea n-a vrut, ca să știți. Deci dacă vreți să dați cu hate, dați în seara cu hate, nu în mine, că eu am vrut, ea n-a vrut. A, bine! Bine, dai la mine hate-ul. Mie îmi dați doar vorbe dulci și frumoase, că sunt un băiat sincer, corect și nu se ia. Uite, cu hate. Uite, Georgiana zice că ne e tare dor de tine. Vor să mă întorc în casă. Tu ce ai zis, Radu, să mă întorc în casă? Păi întoarce-te. Da, pentru cine te întorci? Pentru Paulica?
Vorba ta adevărată. Pup! Pup! Pentru cine te întorci azi? Ce? Pentru cine te întorci? Pentru Paulica? Pentru tine mă întorc, Radu. Pleacă, bă, de aici! Dați cu hate, hai! Dar nu mai nu te mai uiți la nicio fată, dar... Dacă mă întorc pentru tine. Da, păi eu te cred, Seio, că și eu mai mint. Dar n-am mințit, m-am zis că dacă ar fi să mă întorc, m-aș întoarce pentru tine. Mamă, o să-ți dea lumea cu hate acum forță că minți. Dar nu mint. De ce să mint? Am pus efectul ăsta frumos, bronzat, astea, că mă duc și eu la solar. Ce-ai făcut? Ai fost la solar? Nu, am pus efectul ăsta ca și cum am fost la solar. Cred că mă duc și eu la solar. Ah. Păi nu mi-a stărău așa. Nu fumez, nu. Radu, eu fumez. Ce-ai făcut pe frumoasa asta cântăreață, ușoțe, tot mai vezi ca o... Nu înțeleg. Nu mă, că eu te-am făcut cum ar veni cu ou și oțet pe tine, cred că vrea să spună. Așa. Și o mai cauți, dar nu ești asumat. Înțeleg deloc ceva în genul ăsta, cred că a vrut să zic. Dar n-am făcut o cou și o țet, nu dați cu hate. Ei scriu ca mine. Îi cunosc. Ia uite, ar sta bine cu Adriana. Da. Te iau eu, să-i auzi. Te rog frumos. Ce dedicație să fac? Că nu mai știu ce melodii. Ia uzi. Bravo lor, au stil țiganii, bine se îmbracă romanii, rafinați și eleganți și tot timpul parfumați. Pam, pam. Na, că ți-am făcut și dedicația. Bine! Dar, bă, se dormă de puterea dragostei? Măi, sinceră să fiu, da, mi se dor. Când mă uit așa la voi, măi, așa cât un dor, sinceră să fiu, de care te uiți și mult la noi. Cred că ai timp să te uiți la noi. Nu că am timp, dar mă uit așa printre picături pe YouTube, știi? Mm. Păi, de ce nu bagi acolo o înscriere în formularul ăla de înscriere? Hai că vreau să vin înapoi. Aș putea să vorbesc cu Alina, dar nu cred că o să mă mai întorc, îți dai seama. Că nu mai vrei tu sau? Foarte multă treabă, sinceră să fiu. Săptămâna asta care vine o să filmez un top clipuri, pentru că pe 4 iunie iar o să mai lansez o piesă și tot așa. Bă, dar în română nu scoți, mă? O să scot cu Nicola Sax în română. Tu ești intercontinentală? Sau cum? Adică internațională? Internațională, mă. Internațională, mă, da. Bă. Continentală, sunt și continentală. Bă. Tu nu ești națională, tu ești internațională. Să moară, uiți. Scoate una de aia de jale. De... Scoate una de aia cu... cu bani, cu dalea, cu o știpa aia în engleză, gen populară. Oh my mother, oh my father. Scoate și tu o melodie de asta, vreau să stau. Scoate și tu o melodie de asta, vreau să stau pe p, să mă pun p, să stau c, nu, că le place. Nu, nu mă bag aici. Și las pe alții să-și facă treaba cu. Da, ce zici? Aici, Rareș. Rareș! Pentru cine? Că n-am auzit bine. Rareș! Și că pe cine mă întorc e... în casă. Bă, Rareș! Bine. Face materiale, Rareș! Pentru Rareș! Rareș. Bă, Rareș, du-te până la Peco, bag un pic motorină într-o trotinetă și intră după aia pe live. Dar ce-ai, mă, cu el? Ce ți-a făcut?
Uite, mașa într-o trotineta lui cu trotineta să duce să plimbă. Bă, ești pe live la mine! Cum vorbești? Ah, parcă nu știi originele lui Codruț. Țăruș, ce să-i ceri? Bine, Codruț, bine! Na, da, bravo! Bine pe Oradea! Vii la Oradea? La Oradea! Hai să bem, hai să bem o cafea! Hai și bem o cafea, mă, la noi nu există să. Și, și bem, mă? Hai și bem o cafea. Hai și-l bagi în Radu. Da, mă, să vin la Oradea, că... E, ce țăram, că prost! Tot trage, că tot trage rare și de mine să mă duc pe la el, dar na, eu nu prea... Vreau, dar am zis, hai, că să mă duc, că tot n-am văzut Oradea. Și nu vin Oradea și îngrăb mortul. Și să nu te scumpunzi în Oradea. Să nu se scufunde no. Titanic în Oradea, dacă vii. Trebuie să fii cu minte. Sunt cu minte, Codruț. Mereu am fost cu minte. Ce să-i cer lui Codruț? Vezi că ești tovarășul. Codruț! Știu, mă, că ești tovarășul. Laudă-te! Păi noi nu prea avem. Ai serios, când faci o melodie, mie și lui Alexandra, de fapt mie mai mult. Nu mai faci. O să vă fac, mă, la amândoi. Radu a făcut nuntă cu Adriana azi. Ce-ai făcut, Radule? Bă, astăzi în emisiune asta, mă, mă drogatule. Bă, 8-6, mai dați-mi 2 follow, să fac 0,4, că am 32.398. Uitați. Problema mai da- Codruț. Mai dați 2, nu fiți chitroși. Mai dați 2, nu fiți chitroși, dați-i lui. Se eu. Da. Să te uiți în emisiune, Alex era în... Era în cunoaștere cu Adriana, ai înțeles? Ia uite, Andreea, mă... Tu, bine, bine, Andreea, te pupă! Lasă-ne, Andreea, să-ți trească ție, du-te și după Bosfor un pic, lasă-ne! Bagă-o și pe Andreea! Poți să o bag și pe ea? Păi putem să vin și 3-4 pe live! Du-te și te uite după... Andreea, uite-te după vulturi de ăștia de care am pe mine! Lasă! Mă, ia zi-l Andreea să intre. Gata, i-am dat cerere. O să fim așa, bam, 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 bam. Parcă vezi și pe Andreea acum. Ha. O bine! Bună! Să trăiască! O bună! Ce faci, stai așa. Stai, stai. Are, net pe, are net pe datorie. Haș, mă, că-s pe cartel. Nici acum n-ați plătit netul. Nici acum. Ce faceți? Stai să mă duc la lumină. Oh, bine! Oh, nemachiată! Bine. Ești nemachiată, nu? Da. Tot frumoasă e și nemachiată. Ce faceți? Nu faceți live amândoi? După deci atâtea... bătăi, după atâta vânt și ploi, am zis să faceți și live-ul. Da, nu te căca, bătine, că mai... Am mai schimbat o vorbă, nu mai suntem dușmani. Nu mai suntem dușmani. Am îngropat sabia. Mamă, s-a băgat aici, dar să mă am ieșit dacă ieșea în spatele tău. Lasă-o, mă, unde e Aida? Zic o pup. Doarme, doarme. Păi cine se băgase? Nimeni, m-am închis eu ușa. A, auzise-mă voce și am crezut că s-a băgat și aia. Ce faceți voi? Ce să facem? Am făcut eu un live și l-am văzut pe Radu comenta acolo ceva de 5 lei am văzut. Cum e el, bineînțeles, cu banii. Se, ai dat banii pe floare? Bă, am auzit că vorbeai în emisiune de brățară. Vezi că brățara, Andreea, dacă vrea brățara înapoi, vezi că este în camera unde e Maria, fix între noptieră și pat a căzut. Ia, mă, 5 lei, ți-am zis că îți dau 5 lei, credeai că mint? Dar nu-i vreau, mă, tu cu 5 lei vii la mine, ai greșit buzunarul, băiatul meu. Bine, mă, stai așa că mă enervez și caut în bani. Mamă, dar ce prieteni ați devenit voi din dușmani. Da, mare prietenie. Bine! Schimbăm placa! Vă pup viețile mele! Bine, Radu!
Ei, dacă mă las cu de-astea cu 5 lei, vă dau că sunteți fete bune. Seam, mi-e dor de tine. Și mie, Andrei, eu chiar acum am aia să zic. Mereu mi-e vorba din gură. Hai, Turcia, să eu. Încălcăm regulamentul toți. Toți. Lasă că l-ați încălcat și așa. L-ați încălcat și fără mine. Andreea, nu eu. Abia ne-am obișnuit. Andreea încalcă regulamentul. Vreau și o să vin să vă vizitez. E lockdown, haide. Nu pot să vin. Lockdown. Ce ai făcut adăcu? Am niște engleză pe aici. Bă, Radule, dar tu te-ai combinat și cu Amira și cu Cristina. Pe care le vrei? Pe toate. Ce vrei, mă? Să fii Suleiman. Păi, vezi că și ei cu de la puterea dragostei. Mi-a spus că sunt... Zea, cântă-i tu, te rog. Auzi? Seia, rog producția de vreo săptămână, două, să bagi o melodie și nu o bagă. Cântă-i tu, te rog, melodia aia. Prințul, prințișorul nostru, noi cu toate se iubim, ne-ai ales pe toate patru. Păi, nu știu, patru. Dar, gen, o știu, dar nu știu versurile, dar eu o să o văd pentru, special pentru el și o să o pun păstorul. Ia auzi, Radu, ne-ai ales pe toate patru și cu tine vrem să fim de la una până la patru. Prințesele mi-au plăcut, două strângă, două treata. Cu nimeni n-am mai avut și nimeni n-am mai văzut. N-a cântat Andreea și pentru mine. Oh, am urțit mâna cu stau și cu ăsta, cu sărăcia asta. Ia uite și pe tare bunicu chestia aia. Pe de unde l-ai luat, Radu? Stai la pe. Mă, nu știu, căsești aici, în bazar, sunt ieftine rău, tot nu știu cât dracu. Ia și mie unul. Păi l-am găsit în... O să-ți iau, dar nu știu de unde, că eu l-am găsit în cameră. Păi da, da, dar eu îi dau banii pe el după avocado, nu-i dădeai banii. Păi dădea banii, dar v-a zis în direct că... Vezi că am căutat, am căutat special să-i aduc și n-a ținut cont de nimic, am ea. Mira, dracu, Radu, le-ai zis în emisiune. M-ai făcut de râs. M-ai făcut. Care de râs m-a făcut nesimțit? Care m-a făcut nesimțit? Prietena ta? Seia, nu știu că eu nu-mi permis să te jignez, Radu, despre ce vorbim? Păi ce am jignit eu pe așa? Așa e el obișnuit. Bă, faci reclamă proastă? Asta vorbește cu cineva, nu știu cu cine vorbește. Nu te făcea pe tine nesimțit, Radu. Ia uite, dacă mă făcea ce? N-ar fi prima. Nu știu că... Ești obișnuit deja. Toată lumea mă înjură în emisiune. Andreea, când vii în țară să ne vedem. Te sun. Da. Facem da, clip. Păi, bă, nu ți-am zis, mă, când vii în țară, ne ieșim cu toții. Facem o ieșeală. Păi, da. Păi, când ai zis, mă, când ai zis? Mama, Andra, Iuliana, hai că ești bine pe comentarii. De unde știi? Mai... Aia, vorbește frumos. Păi, mă enervează. Nu poate să dea... Dar lasă-i să ia, nu știu, fără hate, nu putem trăi. Păi, mine mă hate-uiesc toți. Da, nu ce mai, ce să mai copiești? Da, mă, strângă, da, în dreapta, prințesele mi-au plăcut. I-a rămas melodia asta lui Andreea în cap. Vezi, Radule, cred că o să mă bag în relația Romeo-Andreea, nu știu să mă gândesc. Păi n-au toată lumea scrie aici că s-a despărțit de Romeo. E despărțit de Romeo? Cine? Andreea. S-a blocat sau m-am blocat eu? Te-ai blocat. Nu, te-ai blocat. Te-ai blocat, Radule. Când vine vorba de Andreea, te blochezi mereu, Radule. Bine. Cred că i s-a închis telefonul de la baterie. A părăsit transmisiunea, deci a ieșit că nu mai are baterie. Sigur. Da. Și tot urez bine la voi. Da. Cum ne știm? Cum ne-ai lăsat, așa suntem. Nu-mi simțiți lipsa deloc, ce filtru ai, Seia, ia uite.
Da, mi-a făcut cei de la Celebrități România să vorbesc cu ei, că fac din astea, fac mișto. Cred că dacă apăs, uite, apare și Rareș, seria și Rareș. L-am băgat și pe Rareș, bineînțeles. Dar sunteți împreună? Nu, nu suntem împreună. El vrea, mă tăpăcește, dar eu nu vreau. Seia, nu vorbim un apel privat, suntem pe live. Păi tocmai că de-aia spun așa. Zic la vrăjeală să le nebunesc, să nebunească, că le enervează treaba asta. Că toată lumea ne-a zăpăcit. Că dacă sunteți împreună, că nu știu ce, nu suntem, că el e la depărtare, e tocmai în Oradea, îți dai seama. N-am putea, când să ne vedem. Dar bine împreună. Ne-ar sta, da. Na. Dar ne-ar sta bine. Și el zice... Seia, te împaci cu Maria. Niciodată, nici dacă m-ar plăti cineva cu un sac de dolari, nu m-aș împăca. Asta vreau să vă lămuresc pe voi ca să știe toată lumea, pentru că odată ce o persoană îți calcă încrederea în picioare, nu ai cum să te mai împaci. Niciodată. Andrei, vezi request, o să mă uit. Iubesc melodia. Împăcați-vă, fiți din nou prieteni. Nu se poate, îmi pare rău. Împăcare, împăcare, fără nicio supărare. Nu se poate. Dacă omul și-a arătat fața... Na, ce să mai zic? Fiecare cu... Nu. Oamenii ăștia sunt oamenii. Fără hate. Fără n-ar avea nicio... Fără hate viața nu există. Știi cum e. Andrei, sper că te iubesc. Mulțumesc și eu vă iubesc. Andrei, ce mai faci? Am văzut că ați ieșit. Unde ați fost? Am fost de Paște. Am ieșit la restaurant. Ce mișto. Toți. Ia uite, am aici o nebună. Au! Mamă! Ce mult e! Hai, Doli, vină cu aia. Hai, hai la mine, hai. Dar nu mă ascultă, e nebună la cap. Ca tine! Uite ce față are ea. Doli! Doli! Hai la mamă, hai. Ce faci? Trebuie să o spăl, că e jăgoasă. Ce faci? Ce faci acolo? Ce? Cum e aia? Ce faci acolo? Și faci acolo. Vă